Uniunea Europeană a anunțat primele cinci persoane din Republica Moldova sancționate în baza procedurii pentru contracararea acțiunilor de destabilizare a țării inițiate de ministrul român de externe Bogdan Aurescu. Printre cei vizați de sancțiuni sunt Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc și Marina Tauber. Consiliul Afaceri Generale al Uniunii Europene a adoptat primele listări de persoane sancționate în baza regimului de sancțiuni al UE pentru contracararea acțiunilor de destabilizare a Republicii Moldova, creat la propunerea ministrului de externe Bogdan Aurescu. România a deținut un rol central în crearea acestui regim de sancțiuni al UE, precum și în întocmirea pachetului de listări. Demersurile politico-diplomatice ale MAE au determinat un sprijin solid din partea tuturor statelor membre ale UE și a instituțiilor europene ceea ce a condus la adoptarea regimului într-un timp record, fiind cel mai rapid proces de crearea unui regim de sancțiuni UE de până acum, arată un comunicat al Ministerului de Externe. Cei cinci vizați de restricții de călătorie, dar și de blocarea conturilor de pe teritoriul Uniunii Europene, sunt Ilan Șor, președinte al partidului Șor și om de afaceri implicat în finanțarea ilegală a partidelor politice din Republica Moldova, incitare la violență împotriva opoziției și intimidarea autorităților statului, precum și organizarea de tabere de instruire în scopul de a provoca acțiuni violente în cadrul protestelor de stradă. Igor Ceaica, om de afaceri rus cu influență în spectrul politic de la Chișinău, implicat în canalizarea banilor către activele serviciilor secrete ruse din Republica Moldova, cu scopul de a facilita acțiuni de destabilizare a Chișinăului. Gheorghe Cafcaliuc, fost șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție și președinte al partidului Acasă Construim Europa, responsabil de acte destabilizatoare implicare în protestele violente din Republica Moldova, totodată este implicat în tentative de răsturnare a guvernului ales în mod democratic prin crearea unui guvern din umbră. Marina Tauber, vicepreședinte al partidului Șor și mâna dreaptă a lui Ilan Șor, acuzată că a contribuit la protestele violente, făcând parte dintre principalii organizatori ai acestora. Auber a folosit dispozitive de comunicare speciale pentru a transmite instrucțiuni directe privind recrutarea, transportul și remunerarea protestatarilor și Vladimir Plahotniuc, fost președinte al Partidului Democrat din Moldova, acuzat de infracțiuni legate de deturnarea de fonduri ale statului moldovean și transferul ilegal al acestora în afara țării. Instituirea acestui regim de sancțiuni se înscrie în seria de acțiuni inițiate de România în sprijinul Republicii Moldova, printre care sunt de amintit obținerea deciziei Consiliului European de acordare a statutului de candidat la aderarea la UE, crearea platformei de sprijin pentru Republica Moldova împreună cu Germania și Franța, crearea misiunii de parteneriat UE în Republica Moldova.